Bine te-am găsit în episodul de astăzi, vă arătăm cea mai subțire tabletă, cea mai subțire gitară, pian, mașină de curse de la Apple, iPad Air. A cincea generație de iPad deja arată la fel ca un iPad mini și vine cu aceleași culori, varianta Space Gray și Silver pe care o am și eu. Dar pentru că numărul 5 nu spune nimic, aceștia au decis să numească varianta mai mare a lui mini iPad Air. Sincer vorbind, au chiar toate motivele. Noul iPad are doar 7,5 mm. Asta întrece orice Nexus, orice Galaxy Tab și chiar generațiile precedente de iPad care aveau 9,4 mm, dar erau cu 25% mai grele. Pentru comparație mai exactă, așa arată iPad Air-ul în spatele unui creion simplu. Au fost reduse și marginile iPad-ului, straniu sau nu, dar pot cuprinde întreaga tabletă într-o mână. Încercați să faceți asta cu oricare tabletă de 10 inch. Despre calitatea asamblării nici nu comentez, aluminiu și sticlă, atât, toate la cel mai înalt nivel. Când aprindem ecranul Retina cu o densitate de 300 de pixel pe un inch, vedem noul iOS 7, care este exact interfejsul ăla de pe iPhone, doar că întins în toate patru părți. Pe parcursul utilizării am înțeles că spațiul de pe ecran nu este utilizat. O grămadă de iconițe și foldere, printre care încape chiar și un deget. Niciun widget, nicio informație adițională, doar varianta lărgită a iOS-ului de pe iPhone. La minusuri poate fi adăugat și lipsa Touch ID-ului care este pe iPhone 5S și care ar fi fost mult mai folositor pe un iPad, mai ales atunci când vrei ca tableta să fie utilizată de anumiți membri ai familiei sau al altui grup de oameni. Totuși, este incredibil de comod de utilizat datorită gesturilor, pentru că ai control deplin asupra oricărei mișcări. Poți trece de la o aplicație la alta prin simple swipe-uri sau poți închide aplicațiile, uite, în așa mod, mai pe scurt, foarte comod. Cel mai mare avantaj pe care l-am văzut din totdeauna pe device-urile pe iOS și de această dată mai ales pe iPad este App Store-ul. Jumătate de milion de aplicații proiectate anume pentru iPad se așteaptă descărcate. Asta pe lângă cele 1 milion de aplicații deja disponibile atât pentru smartphone cât și pentru tablete. Nici o tabletă cu oricare alt sistem de operare nu are atâtea aplicații făcute special pentru ele și toate arată la fel de frumos și lucrează extrem de bine. Așa că Android-ul, spre exemplu, are de învățat foarte multe din asta, pentru că aplicațiile optimizate pe tablete pot fi numărate pe degetele de la mâini, păi și de la picioare. Totuși, dacă vrei să profiți din plin de tot soiul de aplicații, majoritatea costă. Tot ce e bun, nu-i pe degeaba. În schimb, Apple oferă gratuit împreună cu iPad Air un pachet de aplicații, un fel de Microsoft Office, doar că acestea se numesc Pages, Keynote și Numbers. La fel și aplicații pentru editare video și foto, dar și pentru împătimiții de a face muzică. Magnific. Vorbind despre aplicații și jocuri, iPad-ul nu are nicio problemă. Acesta are noul procesor A7 cu structură de 64 de biți cu o frecvență de 1,4 GHz, un procesor ajutător M7 și 1 GB de memorie operativă. Dacă vă gândiți că este prea puțin pentru că tablete ca Galaxy Note 10.1 au tocmai 3 GB de RAM, să știți că mai mult nu înseamnă mai bun. 1 GB de RAM pentru iPad este îndeajuns pentru ca acesta să zboare. Puteți vedea și voi, cele mai noi jocuri merg fără nicio problemă. Totul se mișcă la fel de repede, iar în background rulează destule aplicații. Fiind atât de subțire, dar și mai puternic, bateria ar fi trebuit să se descarce și ea mult mai repede. Ei bine, nu este deloc așa. În ciuda dimensiunilor sale, Air-ul rezistă 13 ore. Spre deosebire de iPad 4, Galaxy Note 10 sau Nexus 10, care rezistă 10 ore și care sunt cu mult mai groase. Nu mai vorbim de tablete ca Microsoft Surface, care în genere rezistă 8 ore. Timp de o săptămână am încărcat iPad-ul exact de 4 ore. Și asta având în vedere că l-am folosit intensiv. Conservarea energiei este și ea foarte bună. Pentru că seara bateria avea 52%, dimineața la fel 52%. Și apropo, modelul dat are conexiunea 4G care lucrează la noi în țară și nici asta nu a putut să descarce bateria. Sunetul este pus în funcțiune de două difuzoare aflate în partea de jos, care strigă tare și în primul rând foarte curat. Totuși, după ce am utilizat tablete ca Nexus, care au difuzoare în ambele părți, aici se observă această problemă. Când ții tableta în poziție orizontală,
sunetul parcă fuge tot într-o parte așa. Despre cameră, sunt la fel cuvinte de laudă. 5 megapixeli spate, 1.2 față. Ambele își fac treaba excelent. Totuși, din experiența mea, serios, nu țin minte când am utilizat camera tabletei. Așa că încercați să nu fiți unul din oamenii ăștia. În fine, iPad Air-ul este o tabletă pe care nu o vei simți în mână, pentru că este incredibil de subțire și ușoară. Calitatea acesteia nu are nevoie de comentarii pentru că este un iPad, un fel de etalon al tuturor tabletelor încă de la prima generație. Dacă ai nevoie de aplicații bune și multe, iPad-ul este cea mai bună soluție. Totuși, pentru ca să profiți din plin de acestea, aplicațiile trebuie cumpărate. Asta în cazul în care nu te apuci să-i faci jailbreak. În categoria de 10 inch, Air-ul este perfect. Dar să nu uităm că piața tabletelor mari scade, iar concurenți sunt din ce în ce mai puțini. Pentru că, într-adevăr, 10 inch pare destul de mult pentru o tabletă în care ai nevoie să pui repede niște notițe, să verifici câte ceva și să o pui înapoi în gentuță, nu în valiză. Pentru a soluționa această problemă, există iPad Mini Retina Display, care este exact același iPad Air din toate punctele de vedere, doar că este un pic mai mic. Cam acesta a fost review-ul la iPad Air. Nu te rușina să dai un like la video, dar și la pagina noastră de Facebook, unde apropo are loc un concurs unde puteți câștiga orice doriți cu prețul de până la 18.000 lei. Chiar și acest iPad. Concursul se desfășoară până pe 20 ianuarie, așa că grăbiți-vă. Mai multe detalii le găsiți pe Facebook, iar dacă ți-a plăcut review-ul, împarte-l și tu cu restul. Stai cu ochii pe noi, iar pentru a vedea în continuare surprizele care te așteaptă, apasă subscribe. Cum a fost Vicu, sărbători fericite!